Varză cu 10 bani sau cartofi cu un leu nu o să cumpărați niciodată din piață, deși acestea sunt prețurile corecte, prețuri la care samsarii își iau marfa de la adevărații producători. Reporterii Observator au descoperit cum, în câteva ore și în câțiva kilometri, prețurile cresc și de 8 ori. Toate 45. Da, sunt ale mele. Se merită drumul până aici. Văd că le dai și ieftin. Se freșeze, le facem. Dacă noi le producem, ce să le facem? Le aruncăm? N-avem cum. Sau să le dăm lor pe degeaba, să vie la noi, să le dăm pe 5.000 de lei și pe 50 de bani? Cum vine? Printre sutele de samsari din piața de gro, sunt și câțiva producători. Îi recunoști după graba cu care vor să-și dea marfa. Samsarii au tot timpul din lume. Știu să facă bani și unde să vină. Vând ca producători lângă țărani. Au și certificate de producători. Suntem producători noi. Mai înțeles? Îi aducem cu 14.000 și vine pe 15. Dar gândiți-vă și dumneavoastră că nu e de nimic de câștigat. Ba dimpotrivă, la un singur transport de 15 tone de cartofi, un samsar face 1.500 de lei dintr-o diferență de doar 10 bani, iar ei sunt prima verigă din lanțul scumpirii. Dacă ar veni țăranii, cred că la 30 de bani nu s-ar mulțumi. Dar ei săraci o dau de pe câmp cu 10 bani și aici ajunge cu 30-50. Următorii intermediari cumpără marfa din piețele de gro. Își mai pun și ei câte 10-20 de bani la kilogram. Prețul final îl stabilește piețarul. Prețul aici crește de 2 sau chiar de 3 ori. De exemplu, cu banii cu care cumpărai în angro o varză, în piețele din București mai poți cumpăra doar jumătate. La aprozar, comerciantul își mai adaugă și el câțiva bănuți. Prețurile le dictează piața. Există și acești oameni care au certificat de producător peste tot în toate piețele, pe care noi, datorită legii, nu îi putem descoperi. Avem producător, transportator, angrosist, detailist. Așa se face că un kilogram de varză care pleacă de la țăran cu 10 bani, în angro ajunge la 30 de bani, iar în piețe se vinde la 70-80 de bani, adică de 8 ori mai mult decât la adevăratul producător. Cartofii ajung de la un leu la aproape 3. Astfel, la o tonă de marfă, partea samsarilor e de aproape 2000 de lei, iar cine cumpără nu pierde doar la preț. Mai pur omul la cântare? Normal, dacă omul le-a descoate la un leu 39-40, bineînțeles că te scoate la cântare la prețul ăla.